Cu numărul 22, numărul 22, Sabin Constantina. Fericit pe ce Dinamo. Cu numărul 23, numărul 22, Marin Vegar. Champions League ați văzut pe... Cu numărul 29, numărul 29, Ștefan Vuici. Cum avem strângerea dintre... Cu numărul 59, 51, numărul 51, Javier Gumez. Cea mai bună pe care o poate ai. Cu numărul 73, Octavian Bizău. A venit aici cu mai mulți jucători. Numărul 84, Andrei Merlă. Și cu numărul 90, numărul 19, Nemanja Grbović. Și-a primit tineri. Și antrenorul principal, cel de la Meșcă. Antrenorul echipei noastre, oficiul aia. Domnul Ovidiu Mihăilă. Oficiul B, Stefan Laufciac. Oficiul C, Andrei Cipcă. Oficiul C, Ion Vedar. Sehali. Brigada de arbitri pentru această partidă vine din Macedonia. The referees are from Macedonia. Mr. Gheorghi Nacevski. And Mr. Slaven Nicolov. Seha Telegate, oficial Seha, Dragan Nacevski from Macedonia. Federația Europeană, fostul șef al arbitrilor. Doamnă Dumnezeu și domnilor, ce se astea au București, mulțumesc și partenerilor săi, Fundația Alexandrion, care patina și magazinul Steaua Bucuro. Seaua joacă acces într-o competiție specială, se halic împreună cu cele mai bune echipe din Europa Centrală și din Est. Din acest motiv, apelând la asigurarea fere specifice meciului și la încurajarea echipei noastre preferate. Într-un moment, astfel vrem să arătăm tuturor că România este o țară care handbalul își are un loc de onoare. Dumneavoastră este foarte important pentru realizarea de fapt de spectacolul în spectacul jucătorii și arbitrii. Mulțumim pentru jucătorii care se realizat în existența acestui mesaj. Ovidiu Mihăilă și Ștefan Laufciac. Partea cealaltă, Meșcov Brest, cu Harapenka, Corsac și Papco la poartă, Piliuc, Taciuc la pivot, Bacico la coordonare, Amelianciuc, Calestau și Darafev, inter stânga, Budzeica și Iașcenco, inter dreapta, în extremă stângă, Mocealov alături de Tamașiuc, iar pe dreapta este Viacic. Aceștia sunt cei 14 jucători pregătiți de Andrei Mocealov pentru această partidă. Asta în continuare lipsesc Mihalcea și Aslanie, care vor reveni în aproximativ o lună și jumătate la antrenamente. Baba Safari este și el odihnit în această întâlnire, pentru că va putea evolua meciul de săptămâna viitoare pe Digi Sport cu Maccabi Rishon din Israel și din acest motiv s-a dat acum mai atât drept de joc tânărului Mer la poartă, dublura lui Tudor Stănescu. Steaua are primul atac pozițional cu Vuici în centru, schimb de locuri cu Milošević, inter dreapta Humet, extremă dreapta Georgescu, pivot Johansson, extremă stânga Roșu pentru steliști. Umet, apare 15-1 pentru Meșcov Brest, a aruncat Umet pe pătrundere, a apărat Harapenka, portar și național al Belarusului, are 34 de ani, portar cu mare experiență. Titularii sunt Pesic, alături de Mațchevici, fostul jucător al Stelei pentru Meșcov Brest. Vuici, lasă Vuici pentru Roșu, care efect, mingea a fost deviată și este aut, a încercat și cu Met acolo o săritură în semicerc, a fost văzut de Roșu. Interesant apărarea celor de la Brest. Cu Mocealov, numărul 33, mai avansat la 15-1 în fața lui Vuici. Vuici aruncă acum în colțul lung și îl învinge pe Harapenka. 1-0 Steaua, Meșcov Brest în Sehalic. Competiție care este deja la 8-a ediție. Sezonul trecut, Vardar a câștigat titlul în finala cu Zagreb. Meșcov Brest a dat medalie de bronz. A vins pe Țelie. Să vedem și așezarea bielorușilor. Numărul
10. Bacico este coordonatorul, a aruncat și pune bine Nina Stănescu în fața lui Iașcenco. Vine Humet, lansat, el este și golghetorul Stelei în competiția, are 22 de puncte marcate în această întâlnire în cele 4 meciuri jucate de Roșii Albaștri. Zuici pentru Humet. Miloșević așteaptă în stânga. Johansson în zona centrală, dar băga la spate de un apărător advers. Miloșević, fentă de aruncare, pătrunde și scoate cu șoldul Harapenka. Azi a doua pentru Bieloruș. Pacico îi votează aici Iașcenco. Și așează colegi acum la pozițional Pacico. Pe pivot numărul 30 este Piliuc. Inter stânga, spuneam, Iașcenco, centru Pașco. De pe extrema stânga a plecat Mocialov la circulație. Pașco intră la contact și este blocat de Javier Humet. Foarte bine pe intervenție aici Humet. Scrie până la urmă, dar la distanță, erau vreo metri. Nu a riscat să facă Pașco. De colegii săi de la bancă. 2-0 pentru Steaua, minutul 4 pe recuperarea lui Ali Humet. Bacico în extremă dreaptă este Biarci. Singur jucător pe acest post Brest. Iarcenco, Bacico cu mingea la pivot, l-a ținut acolo Milošević. 9 metri pentru campionat din Belarus. Campionat din Belarus. 64 la Sportiv din Brest. A fost înfițată pe Anatoli Meșcov. Titulatura echipei de Meșcov Brest. Aruncă superb, iată, cu efect. Gol pentru Brest, a zis celor lui Iașcenco și Andrei Iașcenco. Această 2-1, Steaua. Merge prea înaltă pentru Milošević. În 2002 era promovat Meșcov Brest în Liga din Belarus și de atunci a câștigat 10 titluri, gol pe colțul scurt. Gol pentru formația oaspete, a zis celor lui Moldovic, Amadeu Bufaie, Iașcenco. Iacniciu. Ultimele 5 titluri sunt consecutive pentru Meșcov Brest. Mi l-a schimbat din apărare. Care s-a mai luptat cu un nou Minsk, cu Esca Minsk. Sau cu Arcatron Minsk în urmă, cu ceva timp, dar s-a impus cu Nania în ultimii 5 ani. Este o atacă la mare distanță de poartă. Vuici. Milošević, Humet, Vuici, cu mâna dreaptă Humet, stau riscă să intre în prepasiv, dacă nu scoate 1 metri sau un gol, cum s-a și întâmplat, a făcut și dacă Vuici. Pentru că a fost liber la un moment dat, nu a putut fi angajat. Iașcenco a faultat 9 metri pentru Meșcov Brest. Minutul 7, prima repriză. Partida de Sehalim între Steaua și Meșcov Brest. Vărb și Buzdic, este în grupă la Vardar, Lovă, Barcelona, Chelță, Vespre, Montpellier și Cristian Stad. Din Belarus, gol extraordinar în vincul, aruncat stăfraciul Buzeica. Brest a început bine și Belu Champions League are 2 victorii în primele 3 partide.
trebuie să se claseze în primele șase formații ale grupei DOP pentru a merge mai departe în optim. Umet, atacat Georgescu, al doilea pivot. Primește Georgescu și scrie o pasă extraordinară. Îngăjea rapidă la Belorușilor, Fedusti s-a repliat până la urmă, pasă în extremă și apără Stănescu în fața lui Mocealov. Roșevici cu depășire, încășișează cu Vuici, pasă grea, dar prinde Ionuș Georgescu. Cercatul depășire pe un mic, s-a răzgândit Georgescu, a ieșit și Răzvan Răpciugă, care astăzi are un motiv în plus să se evolueze foarte bine, care ce FIFA s-a împlinit 2 ani. Ionuș nu era mulțumit această ocazie și baftă lui Răzvan în această partidă și ajută mult echipa și pe atac în această competiție. Gol înscris de Vuici. 5-3 Steaua Mașcă Brest în minutul 9. Important este că Steaua reușește apoțional să înscrie repede, nu se chinuie. În gândură cu ușor Andrei Mucealov, întrebă principal al Bielorușilor la această partidă. Vasile Stângă, Nicolae Montana, Ștefan Birtanar, unul dintre stăriștii de legendă al clubului roșu-albastru, aruncat pe scurt prin Mucealov și aparat normal Tudor Stănescu. Ah, Vuici nu s-a înțeles cu Johansson, de fapt estonianul a fost atent la pasa perpendiculară însă de Vuici. Noroc cu Georgescu, care a recuperat și a fost faultat. 9 metri pentru vicecampionii României. Sehaligu e o competiție europeană cu 10 formații. Primele 4 vor juca în primăvara Final Four. Milošević pasă printre, la Iohansson, nu ce șansă să ajungă mingea la pivot. Faza a doua după Lucile Pașco. Foarte bun Vuici pe recuperare. Milošević pentru același Vuici. Deci o schimbare acum între apărare și atac la steriști. Milošević, a plecat și Roșu, al doilea pivot. Se înalță frumos Cristo Milošević. Harapenka. 6-3 pentru Roșii Albaștri. A ieșit Mocealov, extremul în stângă. Și a fost introdus Tamașiuc, 7-6. Dragico pentru Iliu. Aruncă foarte puternic Iașcenco. Gol rapid. Au fost în defensivă bielorușii. S-a dat fault în atac aceasta pătrână lui Iașcenco. Steaua poate să distanțeze la 4 goluri. Schimbarea la Steaua este Răpciugă, intră Umet. Pasă la 9 metri steliștilor. Începe acțiune, atacă, că forțează și Milošević. Umet pătrunde, aruncă în lung. A ieșit în întâmpinarea lui Umet Iașcenca. S-a avertizat cu galben. De arbitrii. Deci eliminare până acum. Vine la 12 minute. Are prins în etapa 5. Sehalic, Steaua, Mașcă Brest. Competiție în exclusivitate pe Digisport.
Georgescu vine superb. Aruncă. La 4 pentru Steaua. Și timeout cerut de Andrei Mocealov, deoarece echipa sa nu s-a mai regăsit la timeout. Каждый не пошел на атаку. У вас никакого преимущества не было. Ты просто прилетел между первым и вторым. Андрей пошел в центр. Никакого преимущества не создали. Вам не хватает чуть еще резкости при завершении атаки. Забивайте свои моменты. Не вылетаем из игры. Ключевой момент сейчас. Либо мы переламываем ситуацию, либо они нас переломают. Поэтому повнимательнее, понадежнее и в защите. То же самое. Теряем игроков. Просто на пустом месте. Из ничего мы потеряли игрока. Все, сейчас успокоились. Спокойно начинаем все заново. Давай, давай, парни. Давай, давай, давай. Вперед! Mișco Brăst în SH Liga, am vins pe Izvidaci 33-29 din Bosnia, pe Metalul Scopie 41-29, am vins la Niș pe Zeleznici 32-30, dar a făcut pe teren pentru cu tata în Preșovi, care a fost un lisă de Steaua, deci s-a mintea cu rivalentă 32-28 pentru Slovaci. Mișco Brăst are 3 victorii și un fungere până acum 4 meciuri din SH Liga. Fentă de pătrundere pentru Buzeica. A fost blocat de 19 metri. Pasă bună lui Pacicu pentru Tamașiuc, dar portarul stelei care după ce era formă bună a blocat și s-a dus în aur. De locuri între Pacicu și Buzeica, la coordonare pentru Meșco, blocat pe braț Iașcenca. Pacicu. Încerca să angajeze pivotul acesta, nu are nicio șansă, acum acolo de Miloșevici. Îmi da și Bizău pentru Steaua, numărul 73 meter, stânga, aruncă din fault Miloșevici. 9 metri pentru Steaua, a finalizat cu galben Buzeica, numărul 4, după tot de 18 ani. Un jucător tineri la Mișco Brest, pe acest lot pentru SH Liga, a plecat și la Steaua, până a intrat pe Becheru, fotbalist și tânăr. Are cu 21 de ani, generația lui Bizău și s-a dat sau la jocul cu pivotul, prima oară când stă de pierde, fără să arunce la poartă, un atac pozițional. O aruncă foarte tare în diagonală, Iașcenca. Trebuie și de Miloșevici. Era greu lui Cugel Frescu să mai scoate și acel balon. De una mai înscris Mișco Brăst la pozițional. Georgescu. Bizău, Miloșevici. Pasă extraordinară prin pe doar adversar la Georgescu. Domnul Petru Steaua, sfântatorul echipei noastre, numărul 17. O să fie Ionuț Georgescu. O schimbare la Mișco Brest. Intră până la urmă la 11 Amelian Ciuc, intră stânga, un tânăr de 20 de ani, care are 2 metri de obținut. Pacicu. Tamașiuc. Pentru Amelian Ciuc.
pacu, a intrat la contact și a fost faultat de Becheru și Răpciugă. A intrat și Sabin Constantin la apărarea Stelei. Bacco. Zica. Tamașu. Tamașu că a ajuns în testa la Turșet cu Bacco. Să nu încinse până că se arunce la poartă. Prepasiv Meșco Brest. Oh, a scăpat mingea Meniaciuc. Am intrat în a doua jumătate a primei reprize. Asta are 4 goluri față de adversar și gol de pe stânga. Prima reușită pentru numărul Sabin Constantina. A putut frumos și a făcut bine în gândare care și a venit a făcut și a făcut 10-5 Steaua, cea mai mare diferență de scor de cele două echipe. Bacco aruncă cu situația de joc cu Zeca. O partidă care, după cum a început, probabil asta nu va da această întâlnire, dar trebuie să țină ritmul, în special la atacul pozițional, a scăpat mingea aici Georgescu. Asta e succesivă. În inferioritate, Meșco Brest. Iese din nou portarul Harapenka între Ocealov, în extrema stângă. Budzeica, Ocealov, îl cheamă la joc pe Daciuc, celălalt pivot și cel la combinație. Bacco lasă pe la spate în extremă, asta la pe urmă a avut un atac pe ultima pasă. Bună acțiune cu pasă la pivot, numărul Becheru, scris. Datul această acțiune a fost sedată, a gândit foarte bine. Marin Vegar, pasa decisivă, 11 la 6, stau Meșco Brest, minutul 19. Bacco, pivotul a încercat să găsească un culoar, până la urmă mingea a ajuns la Interul transformat în extrem Budzeica și a încercat cu 18 ani. 11 la 7, 19, ești din etapa 5-a în Sehalic. A strâns prea mult spre intermediar Constantina și a lăsat extrema liberă. Se joacă acum dacă 7 contra 7. Vegar. Zău vine în zonă centrală, aruncă pe lângă poartă, era și Harapenka pe direcția mingii.
Stelist. Pașcu aruncă din faul, scoate Stănescu. Pașcu, cel mai experimentat jucător al celor de la Mișcă Bulăsta, are privire și de la Dean. Iascenca, Budzeica, Pașcu la așezământ în dreapta. Bulăruși în această fază, așezământ în dreapta, Cosmosul de stânga. Pașcu, pe caz schimbare în direcție, în fața lui Răciucă. Pasezi bine Răzvan, Ionu Georgescu, 10 minute din prima repriză, 4 goluri Steaua, angajarea pivotului este transformată acolo, face pe cena mai mult pivot, 15 la 8. Interceptat până la urmă Budzeica. Super, sub transversală. Două goluri legate pentru prima oară în parcă de Mișcă Brest și s-au apropiat bielorușii de la minus 5 la minus 2. Pașcu a arătat o josei schema pe care o pune practic în câteva momente. Înțează culoarul aici Pașcu. Găpciugă, a ajutat Georgescu, nu prea s-a înțeles și întâi și pe acolo a scris bielorusul. Schema 5, la dată la Vizogul Giorsei. S-a dus în zona 4 Becheru, va intra și el în circulație acum. Un metru pentru Vizău. Pătrunde până la urmă Tânărul Stelei și Vizogul Giorsei. Acum s-a reușit Zeica pentru Pașcu, Iascenca, schimbele pentru cei doi, pierde mingea Pașcu în fața lui Răciugă, foarte bine din nou Răciugă s-a aruncat, se scoate mingea și Merlă, se evite cornerul. Și la poziționat până acum pentru Mișcă Brest. Steaua n-a avut decât 3 astfel de probleme. Vegara prin Vizbigea iese pe la spate de Bizou. Cu Meță înalță super, pripește și aruncă gol. 14-10. Cu cei ce mai bun, Javier Humet. Și acum evolua la Constanța, dacă nu știu să arată. Vreau cu ceva timp până să ajungă la CSM București. Intră din nou pe pivot Piliuc, 30. Pașcu. Cenca pasă cu mâna stângă, extremă și pare gol. Socialov. Maximum Marcelo.
Georgescu. Bizu a fost atent să nu facă pași la faza precedentă. Iese și Răciuc de intră un met. A jucat cu 2 pivoți la faza precedentă în clasă de met. Acum începe acțiunea tactică a steliștilor. De Vegar